Bună ziua, dragi prieteni! Vorbim astăzi cu Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, despre situația Institutului Clinic de Transplant și Urologie din Cluj. Suntem, practic, în prima lună după ce a expirat termenul dat de Ministrul Sănătății pentru găsirea unui nou sediu, după ce, în urma unui control, s-a constatat că institutul nu este sigur din punct de vedere al securității la incendii. Vorbim pe această temă cu Emanuel Ungureanu, care de mai multe ori a tras un semnal de alarmă privind situația de la institut. Bună ziua, Emanuel, bine te-am regăsit. Ziua bună, bine ne regăsim în același format. Cum e posibil ca, dacă vrei să îți deschizi o frizerie, nu poți să funcționezi fără un aviz de la ISU, dar dacă ești unul dintre cele mai importante institute de transplant din țară, poți să faci chestia asta chiar după ce Ministrul Sănătății a dat un ultimatum și un termen în speță decembrie 2023 pentru găsirea unui nou sediu. Vreau să lămurim că Ministerul Sănătății este administratorul acestei instituții. Deci Ministerul Sănătății și-a dat SIEŞ un termen decembrie 2023 să rezolve problema spațiului locativ a acestei instituții, care este în subordinea domnului Rafila. Deci e problema Ministerului Sănătății, nu este problema clujenilor. Da? Da, a făcut este un chestiune... proces de dedublare și a trimis o adresă instituțiilor locale să găsească sediu. Asta este marele paradox și lipsa de responsabilitate a unui ministru incompetent și răuvoitor. Am spus despre Rafila asta cu documente în instanță și am câștigat un proces împotriva lui. Dovedit este că problema Institutului de Transplant nu este din mandatul lui Rafila. PSD-ul a vrut 15 ani și 8 luni miniștri ai sănătății din ultimii 34. Practic este de la înființare problema. Noi cei de la USR am avut în cele 8 luni de guvernare, am constatat că acel spațiu nu mai poate fi renovat, că podul în care funcționează Institutul de Transplant nu poate să aibă funcțiuni medicale. Deci, de fapt, toate vin de la o activitate ilegală de trafic care se făcea într-un pod ilegal, neautorizat. Nu vorbim doar despre autorizație la ISU. Vorbim despre un pod de porumbei care nu putea niciodată să fie un spital. Deci nu avea această funcțiune. Poți într-un coteț să pui spital. Și el era un coteț. Era la modul propriu un fost pod de porumbei pentru clujeni. E vorba de Clinica Medicală 2 și podul acelei clinici. Ei, dacă a venit, se întâmplă acolo un al doilea colectiv, Doamne ferește, cine răspunde pentru asta? Dar s-a întâmplat în 2017 sau 2018, a fost un incendiu. Pentru că acolo mansarda ce este de fapt? Sunt niște geamuri Velux, niște lemn care nu e tratat pentru situații de foc, da? Nu ai zonă de evacuare. În mod normal răspunde penal Ministrul Sănătății și în solidar autoritățile locale care ar fi putut să facă ceva și n-au făcut. De la cine a autorizat acea clădire? Funar, cred. Ca autorizație de construire, ulterior BOC, consilierii locali, toată lumea care a știut, DSP-ul, care a dat o autorizație de funcționare și o prelungește la 6 luni și face șmecheria asta cu planul de conformare, că de fapt și Autoritatea Națională pentru Managementul Calității în Sănătate și a amânat cu 700 de zile acreditarea. Te trece la ciclul 1, ciclul 2, ciclul 2, ciclul 3 și între ciclul 2 și ciclul 3 de acreditare, zice, mai amânăm, că nu avem criterii, că nimeni nu mai vrea să pună ștampila după nu știu câtelea raport. Pentru că Rafila a auto-evaluat clădirea Ministerului Sănătății, repet, că este a clădirii, a constatat că Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj are o bucată importantă din suprafața acelui pod. S-au întâlnit universitare și au zis nu e bine. Doamna German, care conduce Spitalul Județean,
a încercat o soluție. A încercat să mute din podul la etajul 3 din corpul medicală 2. Doar că și medicală 2 e un coteț toată clădirea. Și eu am avut o reacție vehementă și am spus, noi în cele 8 luni de guvernare am pus în PNRR bani pentru un centru de transplant multifuncțional. Consiliul Județean Cluj, domnul Tișe, și-a făcut treaba. A făcut documentație, autorizație, tot ceea ce înseamnă pași pentru finanțare. Cu sprijinul nostru, a celor din USR, am depus atât pentru Spitalul de Copii Monobloc, cât și pentru PNR. L-am prins în PNR, a câștigat. Și a fost scos de rafila la înțelegere cu Boc pentru metrou. Aici e un lucru care este știut. Boc a cetat pe finanțare în Cluj, doar transformarea secției de medicină a muncii în centru de neurochirurgie, condus de domnul Florian. O investiție pe care o salut, chiar dacă am mai tot spus că trebuia cotețul ăla dat jos și construit de la zero. E bine că se face. E singurul proiect din PNR pus de USR acolo care a fost finanțat. Centrul de transplant a fost scos. Ori la această oră activitatea de transplant se desfășoară ilegal în pod, pentru că construcția este ilegală, tot ce se întâmplă acolo este ilegal, ca autorizat DSP-ul, am încălcat legea. Și o încalcă la 6 luni. Pentru că spun că fac plan de conformare, că nu e finanțare, că nu închidem spitale. Că... Da, asta am auzit-o des. Niciun manager nu va zice închidem spitalul ca să rezolvăm probleme. Ceea ce, da, bun. Și atunci vin cazurile de malpraxis. Pentru că, de fapt, nu ne întoarcem la cazul Bali, la neurochirurgie, primul caz din istoria Clujului, când justiția dă 300.000 de euro despăgubiri pentru cineva care moare din cauza condițiilor insalubre. Vă pot da o listă lungă de pacienți de care mă ocup eu din punctul de vedere a asistentului social prin fundația la care sunt voluntar, Asociația Delea Grădinaru, tineri cu insuficiență renală, care au mers și au făcut transplant din punct de vedere tehnic, medicii și-au făcut treaba și au luat bacterii în nosocomiale în podul la mizer. Am ieșit cu ei în stradă, am protestat și am spus trebuie să primească dreptul la viață pacienții până la capăt. Și pentru că o șansa la transplant nu poate să fie numită șansă în clipa în care tu ai făcut un transplant funcțional, slavă Domnului, și prin acțiunile mele nu se mai așpagă la transplant, nu se mai intră în funcție de cât de arșinel ești. Deci există criterii în sfârșit în institut, în pod, care zice institut, dar nu există cum să spun eu, siguranță pentru actul medical până la capăt. Și riscul de infectare este mult mai mare, că mulți zic, bine, bă, dar și în America și în Germania sunt bacterii nosocomiale. Dar vorbim de frecvență și de volum. Nu-i tot una când din 3 în 3 face câte un pacient este contaminat sau altfel. Mă întorc la soluții. Am fost la o discuție cu doamna Buzoianu, cu directorul Universității de Medicină și Farmacie, discuție oficială chiar acum o săptămână, pentru că acel corp de clădire e în 80% în proprietatea UMF Cluj, deci are o răspundere pentru administrarea spațiilor. Am văzut deschidere. Noi nu suntem în relații bune personale, da. Eu vorbesc despre relații instituționale. Am văzut deschidere să găsească o soluție ca partea de transplant să nu se mai facă în pod. Sigur că trebuie... Dar unde? Se poate face, spune doamna rector, cu niște circuite refăcute, pentru că e în colaborare cu doamna German, cu managera Spitalului Județean. Spune că la etajul 3 ar putea să mute partea de transplant și partea de urologie să o comaseze cu spitalul municipal. Este o propunere, o discuție. N-am văzut plan concret. Știu că din punct de vedere al acreditării, Agenția Națională de Transplant are acum niște criterii mai bune de acreditare a unor spații pentru transplant.
E clar că nu sunt de acord să se mute institutul dintr-un pod într-un coteț. Adică trebuie să văd... Nu este o soluție pe termen lung, practic. Eu vreau și o soluție temporară, dacă o putem vedea fiabilă pentru câțiva ani până se găsește o soluție pentru terenul. Și ar fi asta... Nu este încă. Nici măcar temporară, nu? Nu este încă. Încă nu respectă circuitele pentru transplant, încă nu s-a găsit o soluție și ăsta este motivul pentru care și personalul medico-sanitar din Institutul de Transplant se opune mutării într-un spațiu, pentru că nici nu vor să meargă din lac în puț. Și eu înțeleg. Și nici pacienții de care mă ocup eu, repet, asociația mea, e foarte activă prin membrii ei. Eu i-am învățat pe tinerii din asociație să nu se mai ascundă ca pe vremea lui Lucan, ci să-și dea seama că ieșind cu mine în stradă și apără sănătatea lor. Nu apără nici instituția, nu apără nici... Nu mă apără nici pe mine, n-am nevoie de asta. Și se apără, să înțeleg că acum este o evaluare... Este o evaluare a etajului 3 din Clinica Medicală 2, ca să înțeleagă lumea, este vorba despre partea care a fost acum fost aproape dintotdeauna de chirurgie vasculară. Deci partea de chirurgie 2, secția de chirurgie vasculară. Acolo se gândește un circuit pentru transplant. Care credeți că sunt soluțiile pentru institut? Mutarea temporară într-un spațiu decent. Și doamna Buzoianu, pentru că 80% din clădirea în care funcționează ilegal Institutul de Transplant, în acel pod, este în proprietatea UMF, care Universitatea de Medicină și Farmacie a făcut un fel de contract de comodat cu Spitalul Județean, care e condus tot de o doamnă profesor universitar, doamna German. Deci cumva pe etajul unde doamna German a lucrat chirurg vascular, ar trebui să se mute temporar Institutul de Transplant, dar deocamdată condițiile nu există pentru ceea ce înseamnă activitate de transplant. Acolo este și zona de chirurgie vasculară, cumva, ca să înțeleagă lumea, partea de transplant are nevoie de un bloc operator special și de condiții speciale pentru pacienți, saloane dedicate doar pentru ei. Ori acolo, la această oră, este o amalgamare, un învălmășag care nu ajută la circuitele medicale. Să înțelegem că există un proiect asumat de UMF că va rezolva și va face aceste spații ca să fie corespunzătoare? Nu există. Există UMF al Spitalului Județean. Cumva o propunere, pentru că instituția medicală, Institutul de Transplant, e subordinea Ministerului. Sunt două entități diferite, Spitalul Județean și Institutul de Transplant. Eu aș fi de acord ca institutul să fie desființat în sens juridic pentru condiții mai bune pentru pacienți, dar nu desființat pur și simplu, ci desființat și finanțarea să fie mai bună dacă intră ca secție a Spitalului Județean, condiții de cazare și de echipamente pentru medicii pacienți să fie mai bune. Deci eu nu țin la ideea să fie instituția asta cu același nume, pur și simplu așa ca siglă. Deci acum mingea este în terenul cui? Mingea este în terenul, lui Rafila, în terenul Universității de Medicină și Farmacie care are acel corp și a Spitalului Județean. Cu acele trei entități trebuie să colaboreze ca să găsească soluții, pentru că soluția pe care am propus eu împreună cu Consiliul Județean, repet, USR-ul a pus în PNR bani pentru un centru nou de transplant. Spitalul Județean, Consiliul Județean Cluj, domnul Tișe, echipa lui, au făcut un proiect, au găsit un teren pentru clujeni, Babeș, zona Babeș, da? E puțin viabil să vorbim de 240 de locuri pentru transplant, dar din cele două corpuri de clădire gândite acolo se poate face primul, se poate finanța, se poate începe ceva acolo, mutat institutul din pod într-o clădire funcțională și apoi în funcție de bani se construiește și partea a doua din proiect. Deci la această oră, din păcate, nu avem nimic. Avem o autorizație de funcționare care este prelungită ilegal, pentru că este un pod, punct. Pod a fost dintotdeauna. Nu trebuia autorizat nici amenajarea lui, nimic. Acolo era pod de porumbei. Bun, nu zic că toată clădirea medicală 2 nu mai este de
cu funcțiune medicală. Acolo trebuia demolat și construit de la zero altceva până începe spitalul regional. Deci la ca soluție ore, temporară. Trebuie găsit un spațiu. Inclusiv poate fi găsit o clădire în oraș, cei de la Institutul de Transplant, pentru că au, cum să spun, au mulți pacienți, au un contract bun cu Casa Județeană de Asigurări, au bani. Deci institutul produce, au o medici foarte buni, asistente foarte buni. Deci este un personal foarte înalt calificat. Ei, oamenii ăștia pot găsi orice clădire în oraș care să aibă funcțiuni medicale, să iau o chirie și din ce produc ei din munca lor în contractul cu casa, pot să plătească chiria și pot să funcționeze. Este o soluție să se găsească și o clădire. Bine, eu l-am propus domnului Boc de ziua mea, în 12 martie 2020, m-am dus la el în birou, o oră, am insistat să se implice să preia această instituție. A plasat-o la Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății a plasat-o la autoritățile locale, dar când Consiliul Județean Cluj și domnul Tiș a avut să preia în administrare complet Institutul de Transplant, Rafila a trimis un scris că nu vrea să facă asta. Deci exista și soluția că toată instituția să treacă în administrarea Consiliului Județean pentru finanțare mai bună, dar Rafila a refuzat asta. Eu am făcut interpelare, am cerut și am dovedit că am bună credință și deschidere, da? Vorbim despre o colaborare între un userist și peneliști sau PSD-iști, oricine vrea să facă funcțională o instituție medicală. Cert e că sunt mai multe soluții. Da. Care credeți că este soluția ideală după dumneavoastră și care credeți că este soluția fezabilă la modul în care merg lucrurile? Ideal este să pună 1 milion de euro jos și ideal și fezabil. Consiliul Județean să înceapă construcția, să pună 1 milion de euro jos. După aia pot să vindă clădiri, clujana, au de unde să facă rost de bani să continue proiectul. 1 milion doar clădirea. Un după milion de euro pentru fundație. Să înceapă fundație, să începem ceva. Că eu sunt oameni de bună credință, oameni de afaceri din Cluj care vor să contribuie la asta. Deci este și soluția propusă de medicii de la Institutul de Transplant să fac o fundație pe gen Asociația Dăruiește Viața și să facem din fonduri private. Deci, știu că am vorbit de asta încă de anul trecut. Consiliul Județean nimic până acum. N-a făcut nimic. Nu a făcut absolut nimic în afară știi de proiect. De ce? Au motivat ceva? Nu mi-a motivat. Vreau să spun că am avut discuții cu Alin Tișev oficiale, neoficiale. I-am spus, domnule, vin în campanie electorală în 2024, că nu se așteaptă nimeni și te laud dacă vii și pui 1 milion de euro jos și începi ceva. Orice. Asta este soluția fezabilă. Soluția temporară este să găsească o clădire, autoritățile locale în care să mute temporar Institutul de Transplant și partea de urologie, endourologie, partea de cu zona aia de spart pietre cu aparatură și cu tot ce înseamnă asta, nu doar zona de transplant, într-un corp de clădire în oraș care să fie amenajat sau trei, poate cea mai proastă, dar care pare cea mai apropiată, este să se mute la etajul 3, adică să împartă, să facă două blocuri operatoare separate, nu-mi dau seama unde, nu prea e spațiu, deci nu prea văd cum e fezabil la etajul 3 și să mute partea de urologie, ori să rămână acolo, ori să fuzioneze cu spitalul municipal. Mulțumesc frumos, Emanuel, ne vedem data viitoare. Dragi telespectatori, urmărim subiectul și revenim cu informații. La revedere!